Săptămâna aceasta are loc etapa a doua a proiectului Cultură în Șură, eveniment cultural ajuns la cea de-a patra ediție. Timp de 5 zile, o serie de spectacole de teatru vor fi organizate în satele Stălăjene Năpradea, Hida, Marca, Valcăul de Jos și Cizer. Proiectul Cultură în Șură se adresează unui segment de public valoros, oamenii de la sat aflați la mare distanță de centrele culturale, spectatori pentru care teatrul este greu accesibil. Echipa proiectului va ajunge între 23 și 27 august în mai multe comune ale județului, unde vor fi puse la dispoziție șuri de către gospodarii din sate. Unul dintre spectacolele ce vor avea loc se numește Experimentul, în regia lui Victor Olăhuț, și se va juca marți 23 august în satul Cheud din comuna Năpradea, miercuri 24 august în comuna Marca și joi 25 august în comuna Hida. Spectacolul Cerere în căsătorie va putea fi vizionat vineri 26 august în comuna Valcăul de Jos și sâmbătă 27 august în satul Plesca din comuna Cizer. Actorul și directorul Teatrului de Artă, George Constantinescu, va reveni în șurile din Selaj alături de colegii săi din distribuție, Valentin Cristian Terente și Florentina Năstase. Fiecare reprezentație va începe de la orele 21, iar intrarea este gratuită. Cultura în Șură este deja un eveniment așteptat în satele sălăjene, după ce an de an, începând cu prima ediție, la reprezentanțiile din șuri au participat în medie 200 de spectatori. Succesul caravanei teatrale a determinat extinderea proiectului în mai multe județe, devenind astfel un proiect cultural regional. Proiectul a început anul acesta, în luna iunie, oferind reprezentații gratuite ale spectacolului Fisura de Flavius Lucăcel în satele Râșca din Cluj, Galda de Jos din Alba și Săsăuș din Sibiu și urmează să se deplaseze în cea de-a doua etapă în județul Sălaj, cu spectacolele Experimentul după Ion Băieșu și Cerere în căsătorie de Ceho. Proiectul Cultură în Șură a fost inițiat de regizorul Victor Olăhuț și se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, aflat sub direcțiunea poetului și publicistului Daniel Săuca. Din echipa de implementare fac parte dramaturgul Flavius Lucăcel și actrița Florentina Năstase.